Incidentul a avut loc luni dimineață. Băiatul de 23 de ani lucra la mașina de tocat, iar într-un moment de neatenție a apăsat masa de carne cu mâna în utilaj. Mașinăria de mare putere i-a prins mâneca salopetei cu care era îmbrăcat și i-a tras mâna până la jumătatea antebrațului în valțul pneumatic al mașinii. Strigătele băiatului au fost auzite de colegii care au oprit imediat utilajul. Tot ei au sunat la 112, iar o ambulanță a ajuns la fața locului. Băiatul a fost transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Mavromati, unde a primit îngrijiri de specialitate. Medicii nu au mai putut recupera mâna amputată de utilaj, iar din păcate băiatul de 23 de ani va rămâne cu infirmitate pe viață. Tânărul lucra de 3 ani de zile la abatorul din Darabani. Evenimentul soldat cu invaliditate este cercetat de Inspectoratul Teritorial de Muncă Botoșani.